După modelul sindicatelor din învățământ și cele din sistemul fiscal au apelat la proteste de stradă pentru a-i determina pe decidenții politici și guvernamentali să elaboreze și să aplice o legislație privind salarizarea decentă în sistem, pentru egalitate de șanse, pentru condiții normale de lucru și mai ales pentru asumarea instituțională. După pichetările din teritoriu, mâine, 18 mai, va avea loc pichetarea Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală. În cazul în care nu se va ține cont de revendicările sindicatelor din finanțe, se poate ajunge și la măsuri radicale, a declarat Nicolae Liviu Toader, președintele Sindicatului Național Finanțe Publice. Data de 18, când o să pichetăm sediile Ministerului și ale ANAF-ului, deci dacă nu se vor rezolva și nu o să vedem un dialog, o preocupare din partea decidenților cu privire la solicitările noastre, nu excludem niciun fel de altă acțiune sindicală ce are la bază legea dialogului social, legea sindicatelor, adică etapizat putem ajunge până la fenomene radicale.